Pentru foarte mulți români, bogăția acestei țări nu mai e de mult o binecuvântare. E un blestem. Dacă nu ne-o iau alții, ne-o furăm singuri și după aceea o vindem la alții. În zona Parcului Național Piatra Craiului e prăpăd mare. Sus, în munte, foarte departe de ochii noștri, au dispărut mii de hectare de păduri seculare cu ajutorul nemijlocit al unor oameni ai statului. Și peste toate a apărut o fundație străină care cumpără munții imediat după ce au fost retrocedați ilegal unor personaje cu influență la nivel național. Reportaje despre masacre din păduri ați mai văzut, dar ceea ce veți urmări astăzi depășește imaginația oricui, nu numai prin dimensiunile încrengăturii, dar și prin cinismul și incompetența halucinante întâlnite pe teren. Aici sunt munții din Rucărbran, cuprinși parcă de o cangrenă letală, una dintre cele mai frumoase zone ale țării, parte din Parcul Național Piatra Craiului și aflată la granița dintre Transilvania și Muntenia, a dispărut ca după explozia unei bombe atomice. Mii de hectare de pădure, întinse pe câțiva munți, au fost înghițite de gurile lacome ale gaterelor și de marile fabrici de procesare a lemnului, un dezastru de care se fac responsabili doar câțiva oameni, pentru că au putut și au retrocedat, au tăiat, au vândut și mai ales s-au îmbogățit. Un șir de ilegalități în care, spun localnicii, ar fi implicați primari, prefecți, șefi de ocoale, inspectori ITRSV însărcinați de stat să verifice tăierile, generali de armată, judecători, șefi de tribunal. Și-au luat partea, dar n-au prea fost deranjați de procurori. Cei de prin ocoalele silvice din comisiile locale de fond funciar sau neamuri rude de ale lor au reușit foarte ușor să obțină păduri foarte valoroase în amplasamente pe care nu le-au avut niciodată. Ori au avut în alte părți, ori poate n-au avut. Nu m-au surprins numele respective. Cam asta e schema care s-a întâmplat. Au luat suprafețe, le-au tăiat chiar cei care le-au primit sau le-au vândut mai departe, au fost tăiate, după aceea revândute și așa mai departe, să se piardă urma. Simultan cu aceste retrocedări controversate, în zonă a apărut Fundația Conservation Carpathia, care cumpără, prin Societatea Sănătate și Natură, toți munții din zonă, tăiați sau nu. Organizația e condusă de neamțul Christoph Promberger, dar în spatele lui stau numele impresionante ale unor moguli din America, Elveția și China, care au devenit un fel de mană cerească pentru cei care au obținut și tăiat ilegal pădure. Căci, cu fiecare contract de cumpărare încheiat de această societate străină, se pierd urmele hoției. La Conservation Carpathia au ajuns până acum cel puțin 10.000 de hectare de pădure românească, iar achizițiile continuă agresiv cu noi contracte încheiate în fiecare zi. Acum cumpără neamțul cu tot, fără să împădurească, fără fond de conservare, fără să nimic. Iar oamenii statului, cei care ar trebui să ancheteze dezastrul de la Rucărbran, sunt fie cu mâinile legate, acumulând zilnic frustrări, fie complici, trecuți de mult de partea răului. N-au limite, nici nu știi unde ești, te duci în pădure și nu știi aici, cui ar trebui să fie. Și atunci, cum au făcut preluările? Eu nu știu. Atunci când s-a pus în poziție și ți-a dat-o la negru, să zic, a fost interesul să o radă repede, că nu se știe ce se întâmplă. Mi-am zis că Argeșul ăsta este totul altul, în altă lume. Denunțurile astea, la ce s-a rezolvat? Nu, deși e de ajuns să faci o plimbare prin munții Rucărului ca să vezi dezastrul, să te îngrozești și să afli de la oameni ițele încurcate prin care a dispărut o pădure foarte valoroasă, îngrijită câteva secole de familii boierești, doar ca să intre în buzunarele unor particulari care nu se tem de nimic. Iar când au terminat, munții Draxin, Comisu, Tămașu și Richita au devenit pășune. Asta este pădurea luată de fostul viceprimar Popanica, Zisurică, cu acordul primarului și tăiată de diversi particulari, fără niciun fel de forme, fără nimic. Nu o să găsiți niciun fel de marcă la nicio cioată. Dar nu e numai până aici, mergi mult mai încolo. Mai precis, pe câțiva munți. Oamenii spun și documentele confirmă că fostul viceprimar din Rucăr și alții din anturajul lui și-au însușit pădurile moștenite de alții și au făcut bani tăind ce nu li se cuvenea.
Atât de febrilă a fost operațiunea de masacrare a munților din împrejurimile stațiunii, povestesc localnicii, încât timp de 5 ani, pe versant, au tot coborât sute de camioane pe zi, încărcate ochi cu lemn. Urmele utilajelor încă se văd în pădure ca o rețea de răni cicatrizate care brăzdează munții acum goi. Era un sat întreg aici, toți oamenii lucrau aici la pădure. Nu a văzut omul ăsta drujbă în viața lui, dar lua drujbă și tăia. Diaconescu și Focolului conducea lucrările. În graba lor de a vinde tot, membrii rețelei au intrat cu drujba până și în perdeaua de protecție a barajului pe Cineagu, lăsându-l complet expus dezastrelor naturale. Aici în stânga e pădure 50 de metri, de acolo încolo e gol și bazinul ăsta, tăiat tot, pe ras. Deci pădurea asta tăiată, fără fund de conservare, fără nimic, a ajuns la neamț, la sănătate și natură. La câțiva kilometri distanță e muntele Comisu, care arată la fel de jalnic. Și aici au intrat băieții întreprinzători din Rucăr. De aici încolo a tăiat pe Strițu și Bălănică cu firmele lor și au dus material tot. Și cam cât e aici tăiat și încolo? Păi încolo până în capăt și se mai face o vale în dreapta și două în stânga. Și după asta e ras și în partea cealaltă tot. Tot muntele Comisu. Aici era cea mai bună pădure din Rucăr. Surdu Gheorghe, zis Pestrițu, și Bebe Bălănică sunt doi oameni de afaceri foarte prosperi din zona Rucăr. Primul e acum în arest la domiciliu, după ce a fost prins de procurorii DNA vânzând avize false pentru transportul lemnului. Al doilea are o flotă impresionantă de camioane și este cel mai mare transportator din zonă pentru fabrica Schweighofer din Sebeș. Ne-a primit în poarta casei, arătându-se foarte mirat. Cum să fi tăiat el pădurea? Eu am lăsat 30 de hectare de pădure acolo, dacă și-a tăiat, eu ce am cumpărat marcat, deci după aia a picat beleaua pe mine, a rămas 30 de hectare, iar pe Popanica l-a trebuit și pe ăștia, la zonă, luat pe mine. Da, că te-ai cumpărat de la Popanica, nu? Da, de eu ce-am luat, eu l-am marcat. Și totuși, pentru pădurea în cauză, Bebe Bălănică a primit o condamnare de 2 ani cu suspendare. A profitat de libertate ca să facă în continuare business cu lemn, rulând acum contracte de milioane de euro pe an cu austriecii de la Holz Industrie Schweighofer, societate la care ajung în mare parte pădurile de aici. Eu am camioane, am 30 de camioane. Mă înțelegi și fac transport. Dar din lucrări. Zona asta e transportat pentru ei? Nu mai transport, dar... De exemplu, dar duci legal, domnule, că acolo nu intrăm în văzute și să vezi și acolo ușa. Păi că duci legal știu, dar nu neapărat să și taie legal. Să, unde, la ei? Nu, în păduri, pe aici. Aia nu mă interesează pe mine. Nu știu eu ce face ăștia pe păduri, nu e treburile mele. Fac transportul la toată lumea, care vin de acolo lecar. Din Covazna, din Brașov, din Buzău, de la Caransebeș, care după viste tot unde mă trimite acolo. Prin urmare, el vină nu are, așa că îi urmăm sfatul și ne îndreptăm spre Popanica, să vedem dacă el știe unde au dispărut pădurile de pe munte. În zona câmpului Mușcel, reputația îl precede, un excentric, ne spun localnicii. Om cu multe case și mașini de lux fără număr, fostul viceprimar obișnuiește să zboare cu elicopterul când mai are drum pe la pădure. După ce l-am căutat pe la toate reședințele, l-am găsit la una dintre proprietățile sale din zona turistică a Dâmbovicioarei. Mai dispus la vorbă decât Bebe Bălănică, dar la fel de nevinovat. De-aia... Nu, păi n-am tăiat, că nu înțelegeți, nu vă uitați la mine. Am tăiat eu ce am făcut. Știu că ați umblați de ieri, dar la altă. Dumneavoastră cu antena dumneavoastră... Vrem să vedem cine a tăiat pădure. Doamne, drujba. Drujba dumneavoastră, nu? Eu nu am nici drujba. Și nici numele nu-i apare în prea multe documente, însă șeful de ocol din Rucăr spune că știe exact strategia aplicată de fostul viceprimar ca să taie pădurea. Vă spun eu cum au făcut. S-au dus la oameni bătrâni, au cumpărat lemnul de pe tot felul de hârtiuțe din astea, au tăiat lemnul și acum proprietarii au rămas vechi proprietari și răspund și au probleme. Hârtiuțele despre care vorbește Cătălin Oprei erau adeverințele de proprietate cu care moștenitorii se duceau la primărie ca să înceapă procesul de retrocedare. Popanica le cumpăra drepturile, păstrând însă numele original, după care se ocupa de caz personal. Adică, ajutat de primar, le dădea oamenilor pădure unde vroia el, nu unde aveau ei. Și unde vroia el era cel mai bun lemn. Popanica se jură însă că n-a făcut el așa ceva. E adeverință. Eu vă întreb un lucru. Adeverința e document? Păi l-ați luat sau nu l-ați luat? Că de nici eu știu că nu e document de proprietate. Că tocmai de aceea nici nu ați ajuns proprietar. N-am fost, nu sunt și nu voi fi. Sunteți faimos în zonă, zburați cu elicopterele. Da, zbur și cu parașuta. Cum să nu? Nu aveți și dumneavoastră una să ne dăm împreună? Dacă tot ați venit.
Păi dacă tot înregistrați, filmați, pune de el, hai, ce vreți, cărțile pe față. Aveți o parașută, ne dăm împreună. Am declinat oferta și am plecat să-l căutăm pe unul dintre cei care s-au declarat păgubiți de Popanica. E un octogenar care se plimbă acum prin instanțe ca să dovedească judecătorilor că viceprimarul i-a luat pădurea abuziv. Ne-a cerut să-i dăm o procură și i-am dat ca să obțină titlul de proprietate pe toată suprafața. Ne-a pus în posesie acolo, dar nu ne-a pus în posesie pe noi. El a semnat. Pe baza procesului verbal de punere în posesie, s-a dus la ocol și a făcut cerere de marcare. În numele nostru. Bătrânul spune că Popanica a schimbat și amplasamentul, luând o zonă care îi convenea mai mult pe muntele Comisu, după care i-a vândut lui Bebe Bălănică, iar acesta a ras pădurea, lăsându-l pe om fără moștenire. Numele viceprimarului nu apare în aceste acte, în schimb e foarte prezent în contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu Societatea Sănătate și Natură, condusă de neamțul Christoph Promberger. Ce scrie acolo? Numele dumneavoastră, că și ce am vândut? Teren pădure, situat în extravila, în comun, în punctul Slavelor. 50 de hectare? Nici nu vă mai amintiți de care e vorba. Stați puțin. Popanica, eu n-am vândut. Mai să vedem. Șeful ocolului Silvic e revoltat. Păi dacă legea e proastă, cum să nu se facă abuzuri? Și legea 18 și legea 1 au avut niște excepții. Excepții care ținea de faptul că nu se putea retroceda în parcuri naționale, în rezervații. Și zona noastră are așa ceva. Și atunci a început o problemă de genul ăsta. Nefiind pus în posesie proprietarul care a avut acolo, a fost pus în altă parte. Și tot așa. Îl rugăm pe Cătălin Oprei să vizioneze imaginile filmate de noi pe muntele Comisu. Șeful de ocol Silvic e răvășit. Mă doare la fel de mult ca și pe dumneavoastră ce văd aici. Foarte mult mă doare. Deci nu vă gândiți că la vremea respectivă stăteam pe drum și încercam să facem ceva și nu ne ajuta nimeni. Poate că n-ar trebui să fie atât de tulburat, având în vedere că, surpriză, în aceste afaceri cu procese verbale false și tăieri apar inclusiv numele mamei lui și rude apropiate. Documentele obținute de noi atestă că Nătălița Oprei a primit 10 de hectare de pădure în munții Comisu, de care mai apoi s-a ocupat tot Popanica, iar în urma acestor business-uri ciudate rămânea, fără averea moștenită, descendenta marilor familii boierești Negulici și Baștea, care îngrijiseră aceste păduri vreme de câteva secole. În familia noastră, aceste proprietăți au fost dobândite și transmise din generație în generație, unele de la 1800 și ceva, altele chiar de la 1600 și ceva. A existat un respect aparte și o tradiție pentru transmiterea proprietății. Tradiția s-a încheiat când au pus alții ochii pe averea ei. De la Revoluție încoace, familia Negulici s-a tot zbătut să-și recupereze moștenirea și acum 10 ani a crezut că a reușit. Amplasamentele le-am obținut foarte greu și de regulă numai prin instanță, pentru că primăriile, Dâmbovicioara, dar mai ales la Rucă, au început să pună în posesie alte persoane, apropiații, consăteni, și a început imediat procesul de tăiere. În unele zone chiar tăiere sălbatică. Noi când am reușit în sfârșit să ni se recunoască drepturile prin hotărâri judecătorești, s-a întâmplat să găsim un munte întreg ras. Ca să o împace și să evite scandalul, primăria Rucăr i-a făcut o ofertă. Mi s-a oferit o altă suprafață, echivalentă ca suprafață, dar nu și ca pădure. Era pur și simplu o enclavă înconjurată de mici alte bucățele unde au fost puse în posesie alte persoane care au vândut imediat către SC Sănătate și Natură. Pădurea respectivă nu are nicio ieșire la drum sau la vale. Șeful de ocol, Silvic, crede că în curând, în zonă, situația va fi mult mai bună. Problema tăierilor în România a fost și este o problemă delicată. Eu zic că oricum aproape le-am diminuat. Pro
Probabil că le-au diminuat pentru că mult de tăiat nu mai e. A avut grijă de asta inclusiv Cătălin Oprei, pe vremea când era doar inginer șef la Ocolul Silvic. El și colegul său, Gheorghe Diaconescu, devenit ulterior inspector ITRSV, au cumpărat acum câțiva ani 23 de hectare de pădure retrocedate unor familii care nu aveau legătură cu adevărații proprietari. Pe actul de retrocedare apare, din partea Romsilva, chiar Diaconescu. Astăzi, din pădure a mai rămas în picioare doar o mică parte. Cătălin Oprei spune că el n-a făcut nimic. E doar invidia oamenilor. Da, chiar n-ai voie să fii proprietar? Păi nu, eu problema. Nu eram șeful Ocolului atunci. Lucram în domeniu, dar problema se pune de respectarea legii. Asta e o răutate, de fapt. Dar ce faceți acum? Nu știu și chiar nu înțeleg de unde vine și care e problema. Și cât ați tăiat acolo? 3 hectare și e pădure acolo. Codul Silvic cât permite să tai? 3 hectare. Deci nu, deci pădurea respectivă avea amenajament pe tăiere rasă. Legal. Numai că din documente reiese că e ca un banc la Radio Erevan. N-au tăiat, ci au păstrat 3 hectare. Pe restul de 20 le-au ras. După care, Oprei și colegul său de la ITRSV au vândut pădurea devenită pășune aceleiași societăți Sănătate și Natură. Am vândut-o că s-a vândut și în jur tot. Ce să vă zic, că poate aveam nevoie atunci de niște bani? Posibil, dar puțin probabil. Cătălin Oprei, angajat al statului, este proprietarul unui canton forestier pe malul lacului Pecineagu, deține o casă uriașă în Câmpul Lung și o pensiune în zona Rucăr. Ciudat e și faptul că inspectorul ITRSV, care a verificat tranzacția cu cele 23 de hectare, s-a întors de pe teren cu un răspuns ferm. N-am constatat nimic. Deci este control de fond. Care nu... Două controle de fond. Rasul nu puteau să taie decât maxim 3 hectare în benzi, conform normelor. Doar că inspectorul respectiv, pe nume Marius Căciulă, are la rândul său o problemă de incompatibilitate. Fiul lui este proprietarul unei firme de exploatare a lemnului care lucrează strâns cu Holz Industrie Schweighofer. Sediul firmei se află chiar în apartamentul din Câmpul Lung al tatălui, inspector al statului. Pe Marius Căciulă nu l-am găsit acasă, însă soția sa ne-a dat toate explicațiile. Are un contract de prestație cu Holz Industrie. Noi eliberăm avize numai pe baza la ce ne vând ei la drum auto. Deci a venit omul să încarce lemn de la noi, ei fac recepția la marfa pe care noi o vindem în continuare. O întrebăm curioși dacă s-a întâmplat vreun control pe la firmă. Este verificată de inspectorii TRSV? Da, nu, a fost verificată. Cu ani în urmă, bineînțeles că a fost verificată. Pentru că soțul meu nu a lucrat dintotdeauna la ITRSV. Acum că lucrează, se înțelege că e liniște. Revenim la șefii inspectorului, care nu mai știu pe unde să scoată Căciula. Știați că fiul dânsului are firmă de exploatare? Da, să știți, într-o mică paranteză, ce firmă are el, mai bine nu are. Aia nu e firmă de exploatare. Că noi n-am auzit... Care de... Nu, n-am auzit așa... Păi tocmai ce îmi spuneți despre ea. Nu, n-am auzit de o firmă ca fiind mare. Adică nu știu. Dacă... Deci dacă e mai mică, îi se permite. Nu dacă e mai mică. Dacă e așa, sunt în incomparabilitate. Și ce este de făcut? Dacă e așa, e prima dată când... Dacă ne întâlnim cu situația asta. Și se pare acolo, la ITRSV, nu se știe nimic. Nici că unul dintre cei doi proprietari ai pădurii rase e chiar angajatul lor. Domnul, n-a știut care pădure. Pur și simplu. Dom'... Nici nu ne-am gândit la aspectul ăsta. L-am întrebat și pe președintele Fundației Conservation Carpathia, de care ține societatea Sănătate și Natură, cum de a cumpărat o pădure a cărei retrocedare e dubioasă. Asta e chestie politică. Eu nu mă implic în asta, pentru că pentru asta avem un guvern, Agenție de Protecție a Mediului, pentru asta avem ITRSV-uri, organizație de stat care trebuie să se ocupă. Nu am auzit de mulți care au primit pădurea înapoi, cu ideea că să-l țin pentru copii, majoritate mare
din oameni vor să vândă înainte de când au întabulat. Numai că sănătate și natură nu e la prima achiziție și zvonuri despre ilegalități trebuie să fie ajuns deja și la ea, mai ales că are angajați români, implicați direct în retrocedări. De când a intrat la noi în țară, acum aproximativ 8 ani, societatea a cumpărat, cu prețuri de până la 5 ori mai mici decât în Occident, 10.000 de hectare de pădure, pe care spune că vrea doar să le conserve, fără să facă profit, și să le includă într-un parc natural. Iar pentru reîmpădurirea zonelor tăiate sălbatic, Fundația Filantropului Christoph Promberger a primit fonduri europene de 5,8 milioane de euro. Aici ați văzut zonele care au fost tăiate, cum sunt pus coteci de tractor unde au tras lemnele și toate probleme cu erosiune, unde după fiecare ploaie se duce tot pământ în jos, și cu proiectul care ne-a finanțat Comisia Europeană, noi încercăm să reparăm aceste zone, începând replantat cu specii care au fost aici original. Întrebarea este, știe Uniunea Europeană că banii ei se duc inclusiv pe terenuri cu probleme de retrocedare și că în România se îmbogățesc indivizi suspectați nu numai că și-au însușit pădurile altora, dar că le-au și tăiat sălbatic?